Salut, tauri! Voi face citirea pentru luna plină din Pești, din data de 31 august, ora 4:34, în 7 grade și 25 de minute, Pești. Deci este o casă a relațiilor. Să vedem ce rezultate veți avea legat de relații, ceva veți primi în această lumină a lunii, veți cunoaște poate părerile unor persoane sau veți avea parte de relații în care beneficiați de un sprijin sau poate nu. Haideți să vedem ce poate să scoate în evidență tarotul ermetic legat de relațiile voastre. Poate să fie o relație nouă care o fructificați sau poate să fie adevărul bun sau rău despre o relație. Să vedem ce veți primi la această lună plină, veți avea în lumina lunii. Acum considerăm că luna ne luminează, nu? Acel domeniu de viață și vom avea parte de surprize sau nu. Și iată-vă că voi aveți magicianul. Am putea spune că vă doriți să vă atingeți scopurile, aveți scopuri fixate și în aceste relații voi vreți să vă folosiți de tot ceea ce dispuneți, adică de gândire, de mental, de idei, de sentimente, de relații, de comunicare, de creativitate, de energie, de vitalitate și plus bagheta magică care vă ajută să manipulați persoane sau situații. Dreptatea, doi de bâte și doi de cupe. Am putea spune că este un aspect frumos. Poate că voi vă gândiți la o balanță sau la dreptate. Vreți să vi se facă dreptate. Balanța întotdeauna cu spada poate să fie, nu justice, dreptatea. Dar această dreptate poate să reprezinte și dorința voastră de a vă judeca cu o persoană sau cereți dreptate de la divinitate pentru o persoană. Este un aspect legat de o persoană. Unde voi ați avut doiul de bâte care da acea tendință de așteptare. Ați așteptat foarte mult timp să aveți un răspuns din partea acestei persoane și nu l-ați primit. Și acum vi se pare normal să vi se facă dreptate. Dar această dreptate, așa cum am atras atenția, poate să reprezinte și legat de judecată, de un proces, trebuie să cunoașteți întotdeauna forța de reacție a celuilalt, dar să cunoașteți și legile după care se judecă. Și niciodată să nu uitați de dreptatea și adevărul etern, divin. Spada, întotdeauna, la fel cum este și balanța cu spada, poate să facă dreptate pentru cei corecți și să-i pedepsească pe ceilalți. Dar voi ați tot așteptat acest lucru și nu ați primit nicio finalitate, niciun răspuns. Poate că nu ați primit niciun răspuns ceva legat de un proces sau de dorința de a vi se face dreptate. Nu ați văzut acest răspuns. Și veți gândi în final că puteți să vă înțelegeți cu această persoană, puteți să vă împăcați cu un doi de cupe, adică și voi să cedați ceva, Venus în rac, și celălalt să cedeze, astfel încât să ajungeți la armonie, la înțelegere și la un aspect benefic.
Deci am putea spune că voi ați tot așteptat această dreptate, dar în final vă gândiți să lăsați totul și să vă împăcați. Haideți să vedem, sau poate că ați gândit să începeți un proces, dar tot ați amânat, ați amânat și în final ajungeți la împăcare. Haideți să vedem. Așa, în poziția asta. Deci, ăsta rămâne așa. Ăsta să-l lăsăm așa. Ăsta îl punem așa. Ăsta îl lăsăm tot la fel, puțin întors, că dacă așa au fost întârzieri, răbdare, și acestea ar fi. Deci am putea spune că aici cumva este puțin înclinat. Am zice că s-au implicat oameni prin a vă face tot felul de oferte, tot felul de atenții, de a vă sustrage de la ce vă preocupa pe voi și, bineînțeles, persoane care au încercat să vă dea sfaturi. Dar s-ar părea că voi nu ați luat în seamă aceste sfaturi date și nu v-a interesat. Și din cauza aceasta, deci ați evitat aceste persoane fiind nesigure pentru voi, le-ați lăsat deoparte, le-ați îndepărtat. La fel și aceste sfaturi care încercau să vă acapareze, voi nu le-ați luat în seamă. Ați preferat grindina care fărâmițează, nu, toate aceste aspecte și le îngheață, deci este un blocaj total, ați afișat acest blocaj total și răbdarea voastră. Exact ceea ce am spus, uitați, răbdare. Ați așteptat ca totul să se rezolve. Și iată că daruri sentimentale, daruri materiale, și aveți aici o acumulare materială de un aspect foarte benefic, o relație care se perfectează, o relație bună, acumulare materială, aspecte foarte benefice și acest Gifu care arată acumulare, daruri sentimentale, materiale, poate să fie chiar și o relație care poate să se perfecteze, poate să fie un aspect foarte benefic. Această rună, Chenaz, reprezintă căldura sufletească. Aveți parte de această căldură sufletească, sentimente bune, armonie, înțelegere, tot ceea ce vă doriți. Deci am putea spune că chiar dacă unii au încercat să se infiltreze, să intre în viața voastră, voi ați pus acel zid și ați așteptat, ați avut răbdare și iată că răbdarea vă este răsplătită. Este vorba de o relație care acum se va perfecta și în această lumină a lunii veți vedea altfel această relație. Eu vă doresc numai bine, împliniri și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!